Buonasera Brasil Shirt, ne che siamo facciamo interessante lezioni. Mario la Santia ci-a propus de ieri începând să mă pună pe o situație dificilă și spune că a lucrat la o problemă și o să văd de ce o să pățesc acum. Să vedem. Dă-i drumul, Mario. Începem. Andrei are 283 de lei. Deci Andrei are 283 lei. Bun. Ana, 130 mai puțin decât Andrei. Cu? Are cu 130 mai puțin decât Andrei. Puțin. Mai deci trebuie să fiu foarte atent. Mai puțin decât Andrei. Irina, cu 50 mai puțin de cât suma celor doi cu 50 de lei. Cu 50 de lei. Mai puțin. Mai puțin. Puțin. Decât suma celor doi la un loc. Celor doi. Adică, ți-i pune, decât au împreună Ana și Andrei. Câți ei au cei trei copii dacă la final primesc câte 60 de lei de la tatăl lor? Fiecare. Wow! N-ai putut să te oprești. Dar ce faci, mă? Pune și întrebarea, domn profesor. Da. Clasa întâi. Da. Câți lei au fiecare? Termină și tema de la față. Care? Din ei? Tema de la prof. Ei? Dacă? Fiecare, cât le au fiecare din an, dacă fiecare de a tatăl lor. Fiecare din ei mai primește 60 lei de la tatăl lor. La. Ei sunt frățiori, procentare înseamnă, da? Da. Ai făcut o problemă, probabil, practică, știi tu de undeva chestia asta. Lucrez cu sume frumoase. Îmi place. Deci 283. Îmi dai voie să înțeleg problema, că am o dificultate, da? Totdeauna când cineva vine cu o problemă, eu trebuie să o citesc de mai multe ori, până o înțeleg bine. Deci, Andrei... Dragulea de timp. Andrei are 283 de lei. Bun, că știu cât are. Ana are cu 130 mai puțin decât Andrei. Prima dată aștept să mă întreb cât are Ana. Că nu știu despre Ana. Despre Andrei știu foarte bine. Dar Ana nu știu. Are cu atât mai puțin. Deci trebuie să aflu prima dată, prima întrebare care am. Deci rezolvare. Aflăm câți lei are Ana. Deci asta trebuie să aflăm. Aflăm câți lei are Ana. Dar tu cumva se întâmplă ca eu să fac o greșeală. Ești foarte atent și să arăt la mine, da? Nu, deja știu. A făcut-o greșeală deja? Pe drumul cel bun. Deci fac bine, nu? Bun. Dar atenție multă. Să nu cumva să mă lași să greșesc, să filmează și o să râde lumea de mine. Bun. Așadar, aflăm câți lei are Ana. Ce fac pentru asta? Scădem 283 de la Andrei. Da. 283. Și scădem 130 ca să aflăm numărul de lei a Anei. Perfect. Anei. Anei. Da?
Și cât faci aici? Ce și am dificultăți? Cum să facem scăderea asta? Ați desfășurat? Așa. Deci, 283. Adică înseamnă 200. Plus 80. Plus 3. Din care o să scădem 100. Apoi mai scădem de 30. Că trebuie să scădem tot, da? 100. Și pe 30 scădem. Așa trebuie să gândesc. Scădem 100 și mai scădem pe 30. E cam. Facem. La unități nu scădem nimic. Da. 3 rămâne 3. Nu scădem nici nimic. Da. Deci punem pe 3 la unități. Acum. Facem. Cu 10 de sub. 10. Da. Minus 30. Și cât fac ce au 30? 80 minus 30. 50. 50. 50. Observați, dragilor, mă și ajută. El este un drăguț. Pentru că mă vede în dificultate și atunci el vine și mă sprijină 50. Și acum cu sutele să rămânim. 200 minus 200 minus 100. Este egal cu tot 100. Așa, deci rămâne 100 plus 50 plus 3. Adică face cât? 153. 153, e spus corect. Are cine? Cine are 153? Are Ana. Ana. Și dă-ți problema mai departe. Irina are cu 50 mai puțin decât cei doi împreună. Adică le adunăm pe cei doi împreună. Așa, ca să vedem suma lor. Și suma lor și o scădem cu suma Irinei. Scădem suma Irinei, da? Da. Ca să aflăm pe Irina, fie cu mai puțin decât suma lor, îi aflăm pe cei doi la un loc, cât fac Ana cu Andrei, și din cineva rezultat scădem pe 50, nu? Da. Deci, hai să spunem, pasul 2. Aflăm. Câți lei au împreună, împreună, Ana, primul parte de Ana, și Andrei. Așa ai spus tu. Da. De aceea, ce să fac acum, ca să am o sumă? Adunăm. De cine s-a adunat? Adunăm pe 100. 153. Foarte bine, pe Ana. Deci 153. Ana. Plus 283. 283, de acord. Egal cu... Este egal. Păi cum fac? 50 plus 80. 100. 120. O să fac desfășurat? Știu. 50. Dacă iei 20, să facem 50 tot de vorbă cu 80. Hai mă, să facem desfășurat. Zicem 100. 100. Plus 50. Plus 3, da? Ce plus? Asta cine este? Îi fost 153. 153, de care am scris desfășurat. De acord? Bun. Și 283 să scrii și pe desfășurare. 200. Adică 200 de mai aici. Mai e la 200, da? Plus? Plus? 80. 80. Da? 0. Da, 80. Plus? Trebuie să-i zic că nu știu să înseamnă 80. Plus 3. Plus 3. Și egal. Trei cu unitățile, da? Da. Trei cu trei, da. Șase. Șase. Acum cu 10 mi se întâmplă. Acum cu 10. 80 plus 50. De parte, 120. Ia să iau de parte. 80 plus 50. Stau de vorbă. 120. Stau de vorbă, da? Hai să-i vedem cum stau de vorbă.
Sta de vorbă. Acum se ceartă. Da, sunt într-o dispută. Că fiecare vrea să tragă pe torta lui. Să vezi ce spune. Ce dintre ei, cine e mai mare? 80. 80. Să zic, se impune 80. Ascultă-mă, că eu mai am puțin până la 100. Cât mai are el până la 100? 20. 20. 50. Dăm și tu 20 de la tine. Așa face. Deci suntem acum. 80 plus 20 și plus 30. Gata de mână. Se retrage, îi dă și-o mai rămas 30. Ăsta e fostul 50 care a cedat urma presiunii făcute, da? Și cât face aici? 80 cu 20 face? 100 cu 30. Așa. 130. Face 130. Formidabil. Deci 130. Foarte tare. Măi, dar dacă ar fi fost crăpos 50-ul, dacă 50-ul nu ți-a dat din loc și ar fi spus 50-ul, băi, știi ce? Eu nu-ți dau. Nu-ți dau. Asta e foarte complicat. Dar să vedem ce face. 80-ul, că-i băiat finuț, 80 spune, hai mă că-ți dau eu, câte mai trebuie cu 50 până la 100? Pe 50? Păi ce-i bără, da. Hai să facem varianta asta. Când 50-ul că poți și nu vrea să-i dea. Nu vrea. Facem și pe asta, da? Da. Să-i dea la cât îi răspuns la fel. Da. Hai și-i povestea. Păi dacă înversăm, termine același rezultat. Vă dați și același rezultat? Nu cred. Dacă schimbăm, terminăm la altceva. Da, așa este. 50 cu 80. Dar noi acum vrem să rupem pe 80, să-i dăm un 50, să dăm ideea foarte bună. Da. Deci, cum se fac eu? Aici se fac, da? Deci, în loc de 80, cât să-ți spună, ca să-l desfășoare? Îmi desfășoară în 80. Cum? Cum să-l desfășoare? Cât îi trebuie 50? 50 trebuie 5. 50, da? 50. 50 și 30. 80 o să rupe. Da. Hai să zicem. 80 e drăguț. Aoleu. Drăguț rău. Și acum e cel mai drăguț. Da. Super! Să vedeți ce-i drăguț. Tom, 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 și vedem, camera înregistrează. Da, deci, camera înregistrează, da? Sigur că da, și merge și televiziunea. Da? Haideți să punem lumina de la asta. Hai, poate fi. Deci zicem, în loc de 80, zicem ce? 30 plus 50. Da. 30 plus 50, da? Super, asta e după mine. 30 plus 50 și plus 50. 50 și cu 50 o face 100, da? Și cu 30, tot 130. Deci nu are importanță. Nu are importanță cine se impune. Important este să se înțeleagă până la un loc. În final. Să se înțeleagă. Și ele, cele două numere. Dacă ar fi 130 plus 50. Dacă ar și schimbăm termenii, ne-ar da altceva decât 100, deci, 180. Tu îmi spui așa, ca să înțeleg eu, tu îmi spui că dacă am avea, insistăm un pic aici pe problemă, da. Eu ți-am spus așa, în varianta în care 80-ul a s-a adică cu 50-ul și tu ai spus, dă-mi de la tine 50, că ești mai mic. Păi eu m-am puțin până la 100. A spus la mare, de ce să las pe ăla să plângă? Sigur că da. Și atunci a făcut el. Da. Și el și a făcut fericit. Da. A fost și varianta asta în care 50-ul n-a făcut deloc să cedeze. Și atunci 80-ul a spus, bine mă, hai că-ți dau eu de la mine 50, ca să completez cu 100. Și eu mă rămân cu 30. Că până la urmă, rezultatul este același. Tot 130 face și într-o variantă. Și în varianta care 80-ul
se impune și ia 20 din 50 și în varianta care 50 e căpos și duce viață și atunci 80 îi dă. Deci n-are importanță cine și cum. Dar noi șmecheri suntem, facem povestea frumoasă și 80-ul care e mai puternic, 80-ul care e mai puternic, ia mai puțin până la 100. Da? Deci de aceea am gândit în felul ăsta. În final, spunem că aici avem, cât avem aici? 6 plus 130. Da? 6 plus 130. Și acum cu sutele să lămurim. Câte sute oare avem? E 100. Facem 100 și cu 200. 300. 300. Deci plus 300. Și acum e ca mai departe. Și, de, și 10 de la 80 plus 50. Așa. 40. Deci. Hai să desfășurăm acum pe 130. Da. Da. Deci zicem 300. Mare. Mare. 300. Plus 100. 300 plus 100. Plus 30. Și plus 6. Nu așa bine? Că 130 înseamnă 100 plus 30. Da? Și face cât în total? 300 și 100. 300 și 100, 400. Deci egal cu 400. De. Plus 30, plus 6. 400 plus 30, plus 6. Și face în final? În final face 436. Corect! Egal cu 436. Deci cei doi frățiori, e vorba de Ana, surioară și frățioară, Ana și Andrei, au 436. Bun. Ce face Elina? Ce face Elina? Scade 50 de la cei doi. Cei doi ce? De la suma celor doi. Perfect. Și atunci în etapa a treia află suma Irinei. 436. 436 minus. Minus 50. Minus 50. Egal cu. Egal. 30 minus 50 nu se poate. Wow! Dificil. Se desfășurăm. 400. 400. Mă zic cum. 400. Plus. Plus 30. Da, plus. 6. Nu? Plus 6. Plus 6. 9. Minus 50. Și profesor? Nu. Eu am un generator. El a acumulat ale... Am înțeles. Am deci, că 436 minus 50 egal cu 400 plus 30 plus 6 minus 50. La unități nu scade, nu scade nimic, nu? Și rămâne 6. Da. Dar la 10 e mare, mare nenorocire. Că se uită 50 la 30 așa de sus. Bă, tu ești mic, mă. Ești mic, nu am ce faci cu tine. Și luăm din 400. 100. 100, pentru că 400 e foarte puternic și mai mare decât 50. Așa. Luăm 100 minus deci 50. Egal cu... Deci egal, în loc de 400 spunem 300. 300. Plus 100. Plus 30. Plus 6. Minus 50. Am făcut pe 50, am făcut pe... Am făcut pe... Să aibă și el de unde să-și facă treaba. Da? Și acum ce facem? Sumăm 100 asta care mi-am luat-o și cu 50-ul. Se poate descurca 100 cu 50 acum? Acum, rezolvăm problema. Rezolvăm problema. 100 da. Minus 50. Da. Se poate? Se poate. Cât 50. Bun. Minus. Deci egal cu 300. Hai să scriem 300. 100 minus 50. O rămas 50.
Și avem 300 plus 50 de aici. Plus 50. Plus 30. Da? 50 plus 30. Și minus, și plus 6. Ce este calculul? Facem. 100 minus 50 este egal cu 100, cu 50. Am pus 50, am pus aici. 50. Plus 300, nu? Plus 30. Și plus 30 știi contează, da, 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 da. Și plus 6. Plus 30. Plus 6, da? Chiar așa. Plus 6. Bun. Plus 300. Și plus 300, sigur că da. Sigur că da. Foarte tare ești. Nu scap nimic de vreme. Perfect. Facem total. Totalul? Cât sunt în total. Corect. Vine 300. La final mai adăugăm 60. Deci 300 asta, vom vedea la sfârșit. 300 asta și acum 50 și cu 30 face cât? 50 cu 30? 50 cu 30, 80. Deci plus 80, plus 6. Și face cât? Ce număr este asta? 300 plus 80 plus 6? Este egal cu 86. 386, nu? Da, 386. 386. Asta este suma cui? Suma... Uite, ca scris în întrebarea 3. Așa, suma Irinei. Irinei. Da? Și acum, hai să vedem cât au fiecare. Andrei. Andrei, cât are? Are aceeași sumă. 283. 283. Iar Ana are... Are 153. Ana are 153, da? Corect. 153. Iar Irina? Irina are 386. 386. Bun. Și acum tu spui că toți mai primesc de la tatăl lor câte? 60. 60. Deci și Andrei mai bine plus 60. Și Ana cu 60 în plus și din nou 60. Și atunci Ana va, Andrei va avea cât? Andrei va avea, avea 300. Așa. 343. 43. 343. Faci 343, ești foarte tare. Că ai sesizat că la unități rămâne 3. La 10, 6 și 8, 14. Adică 140. Sutele se modifică cu încă 100. Deci 343. Foarte bine, Andrei. Ana. Ana cât va avea? Ana va avea 153 și cu 60. 153 va avea 213. Foarte tare. Da. Excelent, excelent. 213. Și Irina. Și Irina. Irina va avea. Irina va avea 400. Așa. 400. 486. Nu, 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 nu. 400 e zis bine, dar 60 cu 80. 80 care mai trebuie 20, mușcă din 60. Și face 100, de completa 400 și a rămas aici cât? A rămas 40. 40. Și vine 400, 40 și 6. 446. Mai lucrăm aici un pic, ca să înțelegem bine. Da? 446. Deci, tot ce am făcut acum, dragilor... Le adunăm pe toate. Vrei să vezi care e toată suma da. Celor trei? Da. Hai să facem și asta. Le-am făcut. Cât,
Că ce-o dea mă de suma asta? Că asta mă sperie. Eu nu prea vreau. Gândesc că n-am să mă descurc aici. Hai să le adunăm așa. Hai să facem așa. Șmecheriu. Facem mai întâi desfășurat. Desfășuratul te face. Dar acum să-ți arăt o șmecherie ca să le pui mâna sub apă să meargă mai departe. Știi pe asta? Da. Iar pune, 243, pune așa mâna sub apă. 243. 243. De desubt, 211. Ai trebuit, da? 211. Până 446. 446. Și apoi 446. Fii atent ce șmecherie te învăța acum. Muncim desfășurat, așa, deodată. 3 plus 3, 6. Și cu 6 cu 6, 12. 2, învăță 2 și 10 o păstrăm și o ducem la 10. Da. Și acum zicem, 10, adică 10 aceea, 1. 400. Nu, 40. Și cu 10 acasă m-a dus să facem 50. Și cu 10 de aici? 60. Și cu 40? 60 cu 40, 100. 100. Punem 0. Da? 0. Și acele 10, 10, cum ai spus tu, sau 1, cum ar veni, ducem la 3 și la sute. Da. Facem 500. Ai făcut așa, da? Da, am făcut și primul. 3. Am făcut Andrei plus Irina. Așa, 500 și cu 4, 400, 900 și cu 100 care am avut o rezervă venită de la 10, 900 și cu 100? 1000. Deci toată suma este 1002. Toată suma este 1002 lei, au cei 3 frățiori împreună. 1000. Aceeași. Da, în total. Clasă. În aceeași clasă. Din aceeași clasă. Trățiori în aceeași clasă. Ce a fost? În casă. Da? Fost genul. Deci, povestea este foarte interesantă. Așadar, Mario, îți mărturisesc că dacă ar fi lumină... Uite că este... Așa. Spuneam că dacă ar fi lumină, m-ai vedea transpirat. Ce mi-ai putut face tu la problema asta? E lucru deosebit. Hai să te ghicesc așa, cum ai format o problema asta acasă? Câte șmecherii te-ai prezentat la mine, crede-mă că rămâne o amintire pe viață, pe viață, pe viață, pe viață, pe viață, nu mi-a amintirea asta. Pentru că tu, eu ți-am spus că data trecută, ieri a fost o problemă mai ușoară, mult mai ușoară. Și crezi-mă că nu m-am așteptat ca să vin cu asta atât de complicată. Tu ai gândit așa. Are ăsta atât. Ana cu atât mai puțin. A trebuit să mă chinui să-și fac să scap din suma aceea 130. Am aflat tare Ana. Că mă, Irina e mai puțin decât cei doi împreună. Aici m-ai băgat în ceață. Mai complicat foarte tare. Cei împreună, m-ai obligat să aflu suma lor. Cei doi împreună. După care am scăzut din suma celor doi împreună, celor doi frățiori, care era 436, parcă. Am scăzut de 50. Și am întâmpinat dificultate mare. Că să scade de 50, 4, 3, 6, nu mi-a fost deloc ușor. Că la 10 nu era suficient. Și atunci la 10 a trebuit să zic, dă-te. Eu n-am făcut atea, le-am făcut acum. Tu ai făcut altfel, nu? Nu, eu doar am scris problema și n-am rezolvat-o. Deci am făcut totul la, cum scurt, așa, la prima citire. Da. Deci, ai gândit problema, dar n-ai rezolvat-o. Abia aștepta ca să fim împreună și să facem. Tu știi câte dificultăți au avut aici? Mai întâi, a fost atât de interesantă pentru că raționamentul l-ai condus foarte bine. Adică, la prima citire aici, în fața camerei, tu n-ai stat pe gânduri și ai spus, facem așa, facem așa. Foarte exact. Îmi place foarte tare. Ar vrea să
prietenii noștri, să înveți de la tine următorul lucru. Că tu nu-ți permiți să arunci vorbele la întâmplare, ci după ce analizezi, gândești cu multă atenție, spui, asta este. Deci nu dai la presneală răspunsurile. Adică și... eu nu mă gândesc la rezultat și îl dau așa... Așa, răspunsul. Așa, răspunsul. Deci la întâmplare. Ci pur și simplu este rezultatul gândirii tale. Așa trebuie să înveți toți prietenii noștri să înțeleagă că la matematică trebuie să fii foarte atent, să înțelegi bine problema. Ai văzut cum am început eu să o înțeleg? Să văd ce fac, să fac o logică a lucrurilor. Așadar, Mario, aș vrea să faci următoarea... Ca să mă șerp un pic. Următorul calculat. Să dau două, trei ieșiții, să vedem cum te descurci tu, da? Ok. Bun. Veți face și creșit, da? Corect? Da, fac și creșit. Deci fac niște, ieșiții care sunt așa. Ieșiții 1. Cine va trebui, da? Deci, ieșiții 1. Egal cu 2 minus 3 plus 5. Egal cu 2 minus 3 plus 5. Ieșiți 2. Ieșiți 2. Care spune așa. Deci, ieșiți 1, ieșiți 2. 20 minus 30 plus 50. Egal cu. Apoi, 200 minus 300 plus 500. Apoi, e 2, e 1, e 2, e 3. E 4, există 4, e 4. Este următor. 153. 153 minus 200 plus plus al treilea termen al câtea liniște este al 4 este, nu? 153 minus 200 plus 179. 179. Când mai venim? Vine. Da. Dar vine la ce oră, domn profesor? Lăsați că vorbim... Da. Fabrim imediat și vă comunicați, da? Da. Am plecat. Bun. Prima este 5, 2 minus 3. Nu se poate. Așa. Facem 5 minus 3. Da. Ai văzut pe 5 mai puternic. Da, mă, și minus 3. Da, mă, că l-ai văzut pe 5. 2. 2. Și 2 minus 2 e 0. 2. Din 2. 2. 2 plus 2. Când de 2 ăsta a rămas singur aici. Scăderea ai făcut-o la ăla puternic. Nu se zice 5 minus 3. Și ai făcut scăderea. Ai făcut scăderea. Și acum la 2. Și acum la 2 pe 2 ăla. Că nu a rămas scăzut 2. Ci ți-a rămas cu plus. Ai avut 5 lei. S-ar da și eu 5. S-ar da și eu 2. Da? Ai avut 5 lei. Ai dat, ai întrumutat pe 3. Ai rămas cu 2. Și mai erau încă 2 aici. Mai aveai 2 în buzunar cu celălalt. Aveam 2 în buzunar. Și 2 cu 2 face? 4. 4. Altfel, puteai să aduni pe 2 cu 5. 2 cu 5. Făcea 7. Nu? 7. Da. Și 7 minus 3? 4. 4. Ai făcut 2. Așa-ți dă o șmecheria totală. Deci eu te-o faci. Când nu se poate. Deci vine mă, nu se poate. Na. Ia vină tu 5 lângă mine. Și zici, 2 plus 5. Minus 3. Și apoi pe minus la sfârșit. Deci. Atenție. Tu, care ești puternic, vină lângă mine. 2 plus 5. Minus 3. Și 2 plus 5 face cât?
7 minus 3 și egal cu 4. Foarte tare! Foarte tare! Te descurci tu de aici acolo, cu toate ieșițile. 20 minus 30, 0, plus 50, 50. Păi cum 20 minus 30 fac 0, nu fac 0. Știți 20 minus... 10. Păi dai 30 unii mai mare decât 20, nu se poate. De aceea face aceeași mișcare. Vino tu 50 lângă mine. Da? Asta îi facem. Deci de 20 plus 50 și de urmă minus 30. Vine și-o ajută pe 20, că e necășit. 20 e puțin mic. Da. Și facem 70 minus 30, 40. 40, foarte tare. Dar nu mai, tu acum mă făcărești să faci mai ce ești. Băi, dar ce șmecheri? E firma asta, Mario. Da, băi, e firma care să muncești la ea. Mai dați-i două, restul și gata. Mai dați-i două ca să ai patru tot. Da, da, patru. Să zicem, 3 minus 9 plus 7 egal cu 3 minus 9 plus 7 și apoi 30 minus 90 plus 70 egal cu. Te-ai prins? Păi să nu vă faci lucrul pe care îl faci acum. Știi ideea? Da, te așteptam. Asta e bun. Și trec la întâia. Te trec la întâia dacă... Facem 30. Îl adunăm cu 90. Nu? Nu poți să-l adunăm. Nu? Facem 30. Hai să facem mai interesant. 3 plus 7 minus 9. 3 plus 7 minus 9. 1. 1. Și aici vine 70 decât 30. Face 30 minus 90. Și pe 1 minus 30 plus 70 minus 9. La sfârșit de acum. Când nu s-a făcut descurcat, 30 era mic. Și vine 70 decât și contări. Vă da forță? Face 100 minus 90 este egal cu 10. Egal cu 10. Foarte bine. Așa? Da, vom și pe astea. Ne oprim aici. Ai învățat șmecheria. Vreți să nu le mai fac pe astea două? Mai pe astea două. Dar mai faci acasă? Da. Bun. Ne oprim aici la noi. Este un spectacol. Și mai faci o problemă. Și o problemă, fiecare. Da. Și o problemă. Compui tu mai ciudată. Mai grea. Mai grea. Oricum, mai pus, e nou ca să te vadă și prietenii noștri. Că tu ești hit la fotbal acum, nu? Nu hit la fotbal. Nu mai vrea. Nu mai vrea. Și încă ce vreau de la tine. Vreau data viitoare, adică luni când vii de la fotbal, luni ne întâlnim sau marți? Marți. Dar vine. Și vineri. Vineri. Dar după o ziua de fotbal. După fotbal, mai vreau. Mă interesează așa. Să-mi povestești data când vii marți. De la fotbal. Da. Luni ai fotbalul. Da. Să-mi povestești o întâmplare din timpul ore de fotbal. Da. Adică ce faci? Ce te-a mai făutat? Ce te-a mai făutat? Și da, dacă ai găsit o fază deșteaptă, te ești mijlocat acum. Da. Și dacă ai prins o pasă deșteaptă spre extremă, să povestești cum sunt. Cum ai reușit tu, cum ai văzut cu ăla, când merge, să dai o pasă la întâlnire, știi? Știi tu pe acolo, se schimbe. Sau poate bol? Domnul profesor, mi-ai șocat și tot. Sau un bol. Trebuie să povestești o secvență de acolo. Neapărat vreau asta. Ce bine, bol acolo așa ceva. La revedere, dragilor! Pe bine!